A fost o zi cu temperaturi plăcute la malul mării, mai ales că norii au adus ceva răcoare la orele prânzului. Stațiunea Costinești a fost de departe cea mai aglomerată. Cei ajunși mai târziu pe plajă au fost nevoiți să caute minute în șir un loc liber, ori s-au resemnat să rămână la terase. Cum și mâine este zi liberă, mulți au propus să prindă și festivitățile din portul Constanța de Ziua Marinei. La orele amiezii, în Costinești, plaja era tixită de turiști. Stațiunea Costinești este clar revelația acestui sezon estival. Ocupă de departe locul întâi în topul preferințelor turiștilor, după aproape 10 ani în care foarte mulți dintre români au evitat să-și petreacă vacanțele aici. Spre mal, marea părea o piscină supraaglomerată, așa că unii și-au căutat loc pe mare cu barca. Epava din largul coastelor stațiunii a fost atracția principală pentru cei care au vrut să simtă mai bine briza mării. Aici la mine se formează grupul și de aici este plecarea pe mare până la epavă. Grăbiți pasul că pleacă vasul! Cât e o plimbare? 30 de lei de adult, 20 de lei de copil. Aproximativ 30 de minute, mergem, facem înconjurul epavei. Înapoi la mal, pe terase, atmosfera a fost de club în toiul zilei. Da, am pus ochelarii să văd. Câte bere vă au până acum? 4. Îmi place foarte mult pentru că este foarte mult imediat și un vibe mai altceva față de alte locuri. Unii au venit cu provizii de la supermarket, pe care le-au consumat rapid. Ai venit pe plajă cu coșul de la supermarket încărcat cu băutură? Da. Am venit la supermarket, avem foarte multă băutură. Ai dat să lași coșul acolo, l-ai adus cu tine? Nu, ne-l-a dat patronul. Ce, gheață sau ce? Da, gheață avem. Ai improvizat o masă din... Da, am băgat sticlele de apă și de... Este rețeta succesului asta. Mâine, de Sfânta Maria, mii de turiști vor asista la festivitățile din portul Constanța, cu ocazia Zilei Marinei.